Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Făgărășenii care locuiesc pe bulevard și pe străzile tranzitate de traficul greu se plâng că nu se pot odihni noaptea din cauza pogniturilor produse de capacele lovite de roțile mașinilor. Furnizorul de servicii apă canal recunoaște că există într-adevăr o problemă, doar că acest tip de capace a fost prevăzut în proiectul de reabilitare a rețelei. Lucrării la rețeaua de canalizare în satele Beclean și Luța printr-un proiect integrat, refacerea infrastructurii de drumuri în comună și reabilitarea și modernizarea căminelor culturale în câteva sate. Proiectele sunt pe agenda primăriei din Beclean, fiind deja depuse la Ministerul Dezvoltării și la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Vor fi puse în aplicare după ce factorii de decizie dau undă verde finanțărilor. Picturi ingenioase și pline de îndemnuri pentru făgărășeni, transmise de câțiva voluntari în săptămâna mobilității europene. Un gang din Făgăraș prinde culoare în aceste zile. Este pictat de aceștia cu scene semnificative privind alegerea unor mijloace nepoluante de transport în municipiu. Nu este primul loc ce se pictează. Încă un gang urmează să fie pictat tot cu imagini reprezentative pe aceeași temă. Pe lângă tirurile care circulă în ambele sensuri în zona de blocuri de pe strada Octavian Paler și zgomotul capacelor de canal dă bătăi de cap locatarilor de aici. Oamenii au depus memorii la primărie, cerând autorităților să ia măsuri pentru stoparea acestor neajunsuri și susțin că sunt disperați de disconfortul suplimentar pe care îl provoacă zgomotul făcut de capacele de la canalizare atunci când tirurile trec peste ele. Un deserviciu total adus tuturor cetățenilor din această zonă, deoarece, așa cum au fost prevăzute căminele acestea de canalizare, pe lângă faptul că sunt prost prevăzute, mai au și capacele care, una într-una, zorne, zdrângăne, zi, noapte, nu te poți odihni. Strada arată așa cum arată, pe lângă faptul că au fost spus că se va asfalta, va fi covor asfaltic, sunt numai petece peste tot așa cum se vede. Pereții sunt crăpați datorită, cum să spun eu, vibrațiilor care se produc de la mașinile de tonaj greu. Este foarte, foarte greu de suportat. Conducerea sucursalei din Făgăraș a Societății de Apă Canal ne-a explicat din ce cauză nu se poate remedia pe deplin situația canalelor ce sunt acoperite cu capace de slabă calitate, fără o fixare stabilă. Acestea așa au fost prevăzute inițial în proiectul de reabilitare a rețelei de apă canal. Acest tip de cămine care au fost puse prin proiectul pe post-mediu, s-ar părea că nu sunt din cele mai bune, dar ăsta a fost proiectul. Noi încercăm să găsim ceva soluții pentru a atenua cât de cât zgomotul acestor capace. Chiar în unele cazuri am și sudat capacele respective, dar, și aici vin cu un mare dar, traficul greu care există pe doamna Stanca și 13 decembrie îngreunează funcționarea acestui sistem de canalizare, deci inclusiv zgomotul produs de capace. Pentru că avem și alte străzi unde avem asemenea cămine, dar nu se întâmplă așa ceva. Încercăm cât de cât să intervenim, punem inele, nu țin, am venit și cu alte soluții, au ținut o perioadă de, dar fiind traficul intens, rezultatele nu dau totdeauna roade.
Autoritățile susțin că, deși cunosc faptul că traficul greu produce mari neplăceri făgărășenilor care locuiesc pe rutele tranzitate de traficul greu, momentan nu pot lua nicio măsură. Asta până când va fi pus în aplicare proiectul propriu-zis de construcție a locolitoarei. Drumul a fost preluat de municipalitate într-o primă fază și urmează să fie efectuate toate procedurile proiectului până când se va ajunge la etapa de construcție. Rețele de canalizare moderne în localitățile Beclean și Luța este un program integrat de investiții, pentru care autoritățile au depus un proiect la Ministerul Dezvoltării prin PNL 2 în valoare de 9 milioane și jumătate de lei. Este o prioritate rezolvarea problemei canalizării în comuna Beclean. De când sunt primar, am început prin a expertiza această canalizare, adică ceea ce s-a făcut până în prezent de-a lungul a aproape 3 decenii, și am constatat că sunt lucruri pe care le putem folosi, au fost bani publici folosiți în acest scop de-a lungul anilor și, da, o parte dintre aceste lucrări le putem folosi. Am făcut, după cum am zis, această expertiză, am finalizat un studiu de fezabilitate, am depus încă de anul trecut, din luna mai, pentru Ministerul Dezvoltării o cerere de finanțare pe programul PNDL 2. Trebuie neapărat să găsim fonduri ca să rezolvăm această problemă. Valoarea investiții pentru satul Beclean și pentru satul Luța, pentru că așa este gândit proiectul, este de 9 milioane și jumătate de lei. Infrastructura de drumuri comunale este o altă prioritate a conducerii primăriei din Beclean. Suntem în procedura din sistemul electronic de achiziții publice pentru proiectul de asfaltare, de modernizare a drumului de la DC71, de la Hurez, și nu mai este mult până se finalizează această procedură. Bineînțeles că urmăm toți pașii, astfel încât să semnăm contractul cu câștigătorul care va face execuția acestui drum. De asemenea, suntem în procedură cu Consiliul Județean pentru a moderniza drumul dintre Beclean și satul Luța. Un aspect foarte important, și vreau să știe sătenii din Luța și din Beclean și din întreaga comună de faptul că nu lăsăm acest drum fără să fie asfaltat. Bineînțeles, sunt multe proceduri, asta este situația, astea sunt legile pe care trebuie să le respectăm, dar cu siguranță vom ajunge să-l modernizăm, acest drum să fie asfaltat. Căminele culturale din Beclean și Calbor se vor moderniza. Valoarea investiției este de 500 de milioane de euro, iar proiectul se derulează prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Avem semnat un contract de o jumătate de milion de euro cu AFIR, și aici sunt două cămine culturale, cel din Beclean și cel din satul Calbor, de reabilitat, căminele culturale, cât și curțile acestora, astfel încât ele să fie proprii pentru evenimentele din comunitate și chiar din afara comunității comunei satului Beclean și a comunei Beclean. Le-am putea chiar și închiria ca să putem să aducem niște bani la bugetul de stat când aceasta va fi posibil. Proiectele depuse de autorități pentru finanțare vizează asigurarea unor condiții decente de trai pentru locuitori și îmbunătățirea infrastructurii de drumuri ce leagă localitățile comunei Beclean. Picturi inedite cu mesaje pe măsură. Asta se vede într-o zonă din oraș, de pe strada școlii, unde se lucrează de zor. Se dă culoare unui gard anost din beton și unde astăzi am găsit-o pe Maria Klim, o ucraineancă ce s-a stabilit de mai multă vreme la Făgăraș. Mie îmi foarte place în Făgăraș, este oraș foarte frumos. Vin din Ucraina, stau în Făgăraș de 3 ani, pentru că soțul meu e făgărașan și ne-am rămasă aici. Pasiunea pictură, da. Orice apuc, pictez, brodez, deci tot ce aparține la pictură. Mă-mi place și asta am învățat și la Colegiul de Arte în Ucraina. Aici, în România, fac ca hobby. Momentan sunt cu fetița acasă
și am adus la grădiniță și acum fac pentru alți copii să fie frumos. Maria ne-a spus că are studii în domeniul picturii și pentru că fetița este la grădiniță, câteva ore a venit să dea culoare plăcilor din beton în săptămâna mobilității europene, prin care să transmită oamenilor cât este de importantă alegerea unor mijloace de transport sustenabile. Acum, cum știți, este o săptămână mobilității și din primărie a fost cerință prin Facebook care se pricepe la pictură să vină să facem mai frumos gangul. Și ne-am oferit din patru, suntem patru voluntari. Tema este mobilității și fiecare are cât o temă. Eu am de la 2015 și 2017, adică începe de la 2011 și o facem 8 plăci. La anul o să facem încă una 2019 și tot așa până că se gata plăcile. Aici am o temă Choose, Change and Combine, adică alege, schimbă și combină, ca să fim cât mai eficienți în oraș, putem să luăm o mașină cel mai bine electrică și după aia putem schimba cu bicicleta, cu tram, cu autobuzul, ca să ajungem la o destinație cât mai repede și cât mai eficient, ca să fie consumul cât mai puțin. Patru voluntari și-au dat mâna să ducă la capăt acest proiect propus de compartimentul energetic din primărie cu ocazia săptămânii mobilității europene. Printre aceștia și preotul din Șoarș, împreună cu soția sa. Un al doilea gang ce va fi pictat este cel care face legătura străzii 1 decembrie 1918 cu strada Dr. Ioan Șenchea.